Au trecut foarte mulți ani de când sunteți împreună. Cum a fost perioada aceasta? Frumoasă. Se vede. Dacă ne vezi împreună, înseamnă că a fost frumoasă și continuă să fie frumoasă. Sunt peste 14 ani de când suntem împreună și 14 ani nu ne-am... La buletinul, ca să zic așa. Exact. Chiar baby. Mai avem un pic și facem majoratul. Vreau să spun că nu ne-am propus la începutul relației, n-am dat o dimensiune în timp a acestei relații și totul a decurs de la sine. Adică, practic, uite, am crescut așa împreună și ne-am dezvoltat în aceeași direcție. Cred că asta e cel mai important. Așa? Am lăsat lucrurile să se întâmple, pur și simplu. Cred că asta e esențial în orice relație. Cei 14 ani sunt convinsă că au mai fost și momente, să zicem, mai dificile. Pe acelea, cum le-ați trecut? Ca un sfat așa pentru cei de acasă? Nu știu dacă am avut momente cu adevărat dificile, sincer să fiu. El e foarte calm, așa e felul lui. Iar eu sunt foarte agitată, știi? Și cred că undeva ne-am compensat. Probabil că și un punct foarte important ar fi libertatea. Exact, e foarte important. Eu i-am oferit libertatea lui Iulian să ducă la golf. Eu de multe ori mă duc cu el la concursul de golf, pentru că este un spa acolo, e o piscină, pot să not, să fac masaje, el joacă golf, toată lumea mulțumită. Dar, de exemplu, când nu pot să merg cu el la golf, el se duce la golf fără nicio problemă și e bine chestia asta, adică e nemaipomenit să poți să încurajezi pasiunea celuilalt, știi? Mă gândeam că poate aveți și momente din acelea în care, nu știu, fiecare iese cu prietenii lui, cu fetele mai ales, na. Păi da, ieșim, dar ieșim după amiază, nu ieșim un weekend sau... N-am avut din astea. Ați făcut o listă, să zicem, de ce are de făcut fiecare, nu știu. Niciodată. Înțelegeri, uite, eu duc gunoiul, tu iei copilul de la școală. Nu. Se spontan. Normal, adică... Dacă cineva intră în bucătărie, vede cu noi, îl duce, nu stă, uite. Adică nu sunt lucrurile astea bătute în cuie. Fiecare face ce se gândește în momentul în care se intersectează cu un obiect de genul ăsta, știi? Dacă el este încă la servici și eu sunt la serviciul meu și îmi zice, uite, baby, vin spre casă, ai nevoie de ceva? Adică o pâine, o strugure, o cireașă, ceva în sensul ăsta. La fel, dacă eu sunt, de exemplu, într-o alimentare și zic, sunt aici, ai nevoie de ceva, adică la modul ăsta, dar nu ne facem listuțe. Așadar, cheia succesului este... libertate și degajare, fără stres, fără constrângeri și până la urmă cred că este cel mai bine să te simți liber, chiar dacă nu ești liber în sensul că doar nu crezi că îi dau libertate să se ducă cu alte fete sau ceva. Așa ceva nu există, că nu-și dorește. Adică, de altfel, dacă ar fi situația în care să nu mai iubească, pleacă de tot. Nu așa, pe jumătate de măsură. Deci la mine nu-i cu libertate genul ăsta. Și cred că nici la el, îți dai seama.